Găsit pe scara cuvintelor. Astăzi vom vorbi despre poezie. În peisajul evanghelic, acest gen literar este un fel de cenușăreasă, incapabilă în a-și depăși condiția sărăcăcioasă, atât din cauza mesajului transmis, de obicei mult prea direct, mult prea fățiș, cât și din pricina formei estetice fixe, tributară încă versurilor clasice de pe vremea romanticilor, în care ritmul și rima joacă un rol fundamental. Cu alte cuvinte, poeții evanghelici transmit un mesaj care se revendică din discursul teologic citit sau auzit de la Amvon. Un mesaj recurent, pus în deopște, în catrene ritmate și rimate și, din acest motiv, cu finalitate mai degrabă liturgică. Avem foarte multă poezie de ascultat în biserică, poezie care sfătuiește sau învață, poezie care, în contextul de astăzi, nici nu mai poate fi considerată poezie, ci cel mult cuvinte versificate de ascultat pe notele muzicale ale unei cântări. Trebuie să înțelegem că, prin definiție, poezia este ceva care ascunde, nici de cum ceva care dă de agata. Poezia aduce un mesaj, dar acest mesaj trebuie să poată fi căutat în ea, fiindcă, în fond, poezia este ceva subtil, ceva codificat, ceva de interpretat nu întâmplător se vorbește despre o viziune poetică ca despre un mod de a vedea lucruri altminteri nevăzute. Din clipa în care mesajul poetic este pățiș, din clipa în care ceea ce spune un poet este prea clar, ea, poezia, își pierde finalitatea. Rămâne înghețată în forme fixe, întrucât doar ritmul și rima i-ar mai putea da culoare. Și mai e ceva, Forma fixă limitează, este reducționistă din punct de vedere estetic. De aceea este imposibil să vorbești despre evoluția unei astfel de poezii. Putem afirma așadar că în mediul evanghelic poezia este o cenușreasă perpetuă. Însă nu e cazul să fim pesimiști. Există câțiva poeți care au înțeles ce este poezia și au început să scrie ca atare. Unul dintre aceștia este și Silviu Dakin. Născut în 1974 la Baia Mare, trăiește din 1984 la Alba Iulia. A scris prima poezie pe la patru ani. Ceva, spune el, cu dragi mineri. A terminat sociologia și scrie pregătindu-se pentru cartea cu majusculă, pe care, speră el, o va scrie cândva. A ajuns la al treilea volum de versuri, intitulat Deasupra planetei un flutur, și a apărut anul trecut la editura Cart o editură relativ tânără din București. Silviu Dachin și-a ales ca temă iubirea, o temă care aduce cu sine o sumedenie de riscuri. Riscuri întrucât despre iubire s-a tot scris în fel și chip de secole bune. Conținutul poetic al acestei cărți însă este distinctiv prin referenții la care face apel autorul. Dumnezeu, pe de o parte, și alteritatea sau celălalt, pe de altă parte. Astfel de pildă, în poemul Logică subconștientă, autorul se întreabă oarecum autoscopic ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu nu l-ar fi creat pe celălalt. Te întreb dacă prin absurd nu ar fi existat nimic din ce a fost creat vreodată. Ce ați fi făcut în universul ăsta imens doar tu și Dumnezeu? Dacă Dumnezeu poate fi asociat, metaforic desigur, cu fluturul, atenție, nu cu fluturele, ci cu fluturul care plutește deasupra planetei Pământ. Și dacă el este iubire, atunci toate sentimentele noastre de iubire, proiectate asupra celuilalt, nu pot avea decât forma sau manifestarea acestui Dumnezeu. De unde și expresia fluturi în stomac. Găsesc această asociere realizată excelent în poemul Singur în Paradis, text care scoate în evidență imposibilitatea subiectului de a naște sentimente în lipsa unei divinități care este practic sorgintea sau originea lor. Haide, iubire, unde te-ai ascuns iar? Of, of, tu și Dumnezeu mereu faceți figura asta. Mă salutați de departe, cerul devine albastru nebun, deșertul înflorește, fluturii ies și intră în stomac când au ei chef, după care dispăreți și vă așteptați să mă bucur singur de toate astea, de parcă nu m-ați cunoaște. Iată deci ce anume face Silviu Dakin. El abordează dragostea, așezând-o pe calapodul unei relații obligatoriu întreite. Eu, celălalt, Dumnezeu unde prezența celui din urmă, adică a lui Dumnezeu, joacă rolul de sursă și catalizator al întregului proces de trăire-simțire. Dacă Sartre spunea că infernul sunt ceilalți, iar dacă în postmodernitate celălalt devine un abscons tehnologizat, amenințat cu dispariția, Silviu Dachin pare să susțină că celălalt nu poate exista în lipsa lui Dumnezeu. Din acest motiv, în poemele lui de dragoste, entitățile angelice sunt omniprezente. Ele sunt un soi de epifanie ale sentimentelor, fluturi care se desfac din marele fluturi spre a se învedera în jur, jurul sau în cei doi îndrăgostiți, ca un fel de confirmare că dragostea lor provine din Absolut și că manifestarea ei are loc în matca voii acestui Absolut. Firește că volens, nolens, sunt atinse și alte substraturi ale acestei relaționări cu absolutul. Bună oară, în rugăciune de primăvară, iubirea este văzută chiar ca un act închinător. Undeva pe aici e o bucată aproape desprinsă din suflet. Ies copiii la joacă, trec oameni în vârstă, N-aș vrea să fie cineva rănit. Te aștept de ieri, îmi spui. Aiurea, din totdeauna de când am învățat să aștept, cuvintele tale mă sperie. Credeam că sunt singur. Mă întorc brusc și dărâm totul în jur. Șt, îți lipesc arătătorul de buze. Degeaba, tu râzi cu ochii, cu părul zburlit, până când spațiul cade peste noi. Prăbușiți pe genunchi, râdem. O rugăciune desăvârșită. În timp ce în poemul sunt doar un om îmbătrânind inutil, lipsa iubirii este echivalentul predării voluntare diavolului. Fiecare zi construiește câte un scenariu altul în care tu înțelegi totul, iar eu nu mai trebuie să spun nimic. Seara vine la mine un om, sau poate un rând de haine bine aranjate și îmi cere prețul. Dacă ezit, mă amenință cu întâmplări, cu întâmplări negre legate de soarta planetei. Cel mai tare în viață m-am speriat nu de moarte, ci de neputința de a iubi. Așadar, scot în un rând de celule vii și număr până îi se luminează ăluia Față. Datorită dragostei față de celălalt, Eul se surprinde ontologic dependent de Dumnezeu. Chiar dacă dragostea este mobilul creației materiale, ea ar fi fără de folos în lipsa celuilalt, adică a celei pe care Eul poetic o iubește. De aceea, dragostea pare să ne spun autorul, este mediatorul fundamental dintre eu și Dumnezeu, cu mențiunea că singur Dumnezeu o poate manipula și nu o poate face decât prin celălalt. Dacă ei realizează în acest raționament poetic aparent complex o adevărată concepție teologală despre felul de a se rosti al lui Dumnezeu prin relații. Este vorba de poemul Înțelegi, un poem cheie, cred eu, în interpretarea volumului. Și în care pleacă de la observația următoare. În aer se decupează copacul atunci când Dumnezeu rostește cuvântul copac. Avem aici creația Abnihilo exprimată simplu și elegant. În următoarea strofă, poetul adaugă: Tu ești decupată în aerul care mi-a fost dat mie într-o respirație. Existența iubitei, așadar, Produce o relație de dependență fiziologică. Din moment ce Dumnezeu a creat-o, decupând aerul dat într-o respirație, legătura ei cu cel care o iubește devine indestructibilă, iar lipsa ei materială, corporală, este echivalentul unui gol de aer, având forma siluetei absente și care duce la sufocarea celui care iubește. De asta, continuă poemul, Atunci când simt că mă sufoc, și strig, Doamne, ai milă de mine, mi-te aduce mai aproape. Observați cum, în cuvinte simple, dar deloc simpliste, printr-un joc scenic și magistic, poetul reușește să pună în evidență acel chip al lui Dumnezeu sădit în oameni, care poate fi tradus prin nevoia de celălalt, prin nevoia de dragoste. Aproape te toate textele sunt construite pornind de la această nevoie organică și spirituală de a iubi și de a primi iubire. Însă, după cum spuneam, sursa și catalizatorul procesului rămâne Dumnezeu. Silviu Dachin scrie codificat, scrie un gen de poezie aproape ermetică, nu ușor de interpretat, dar nici imposibil. Chiar dacă, din punct de vedere lexical, textele lui sunt cât se poate de accesibile, Ceea ce le face dificile este jocul imagistic vitalizat de pulsiuni lirice. În alte cuvinte, Dachin se joacă cu imaginile, experimentează diferite puzzle uri însă o face ținând cont de o coerență intuitivă exersată prin lectură și impulsionat de o anume sensibilitate, căci indiferent cât de mult își complică discursul, este un sentimental, un liric. În echilibru stabil, un poem care surprinde momentul morții, găsim un astfel de puzzle parcă compus mental și descompus textual de poet, lăsat fiind în seama interpretării cititorului. Sunt versuri imagine cu potențial hermeneutic. Iată-l! Alegi un gest minim, picior de furnică alunecând pe luciul mesei. Buzele se despart dureros, Inspiri adânc, speriat, sfâșierea care cuprinde pieptul. Vor veni întâmplări. Știi bine că prelingerea transpirației pe spatele rece poate opri inima. Închizi ochii și te retragi un pas înapoi a ploapelor. Cu un fulger Dumnezeu curăță masa de idoli strălucitori. Cu celălalt nu. Lucrurile complicate, mai ales în poezie, nu ies. De aceea, cu cât mai simplu, cu atât mai bine. Asta se vede clar în acest volum. Siliu Dachin strălucește pe spații mici, acolo unde este coerent, acolo unde firul discursiv nu este retezat brusc. Dați-mi voie să vă citesc în acest sens câteva versuri remarcabile decupate din poeziile domniei sale. Când moartea își pierde puterea, nu poate decât să ne amenințe cu moartea în alt mod decât a făcut-o până acum. Cei mai speriați oameni sunt cei foarte atenți la drum. Observați cum, fără a fi ostentativ, poemul acesta vorbește despre importanța nădejdii, despre faptul că majoritatea oamenilor stă cu capul în pământ când ar trebui să fie cu el îndreptat spre cer. Alt poem despre problema libertății alegerii. Pentru a fi desăvârșit fiecărui plan de viitor, desenează o ușă mică în dreapta sus. Poate se răzgândește, mi-a spus sângerul. Un vers despre cum e să fii idealist, exemplu, să nu judeci pe nimeni după zbor. Câteva versuri interesante, foarte subtile, cu trimitere la moartea și învierea lui Hristos. Aerul, de atâta liniște, se frânge exact în două. În locul prin care a trecut spre moarte, omul care a fost Dumnezeu. Când imaginile sunt prea amestecate, când Silviu Dachin face un exces din codificare sau ascundere, atunci dă impresia că fie nu a știut ce să spună, fie nu a știut ce să facă spre a transmite ceea ce avea de spus. Dincolo însă de acest neajuns, poetul Alba Iulian a scris o carte ce merită atenția oricărui degustător de poezie. Avem efecte lirice deosebite, avem potențial interpretativ și cel mai important lucru avem o formă de militantism, căci prin placheta aceasta Silviu Dachin militează pentru reabilitarea alterității, militează pentru celălalt. În fond militează pentru primată, primatul relațiilor dintre oameni, militează pentru chipul lui Dumnezeu din ei.